Războiul din Ucraina are consecințe economice devastatoare asupra țărilor europene. Este și cazul României, unde costurile la energie electrică, gaze naturale, carburanți și alimente s-au majorat semnificativ. Producătorii de grâu avertizează că pâinea se va scumpi la rândul său și în perioada următoare ar putea să atingă un preț de până la 4 lei. Războiul declanșat de Rusia în Ucraina împinge o lume întreagă către criza economică. Prețul barilului de petrol se apropie îngrijorător de valoarea înregistrată în timpul crizei economice din 2008. Tensiunile dintre Occident și Rusia își pun amprenta evident și asupra prețului gazelor. Mia de metri cubi a ajuns la 3.000 de dolari în condițiile în care majoritatea țărilor europene sunt dependente de gazul rusesc. Scumpirea gazului nu înseamnă doar facturi mai mari, ci și o creștere a prețului produselor alimentare sau serviciilor. Asta va fi problema noastră. Deși eram destul de asus cu prețurile, acum o să fie și mai mare, clar. Iar benzina cred că o să ajungă la 9 lei. De asemenea, coșul zilnic va fi destul de afectat, întrucât din cauza faptului că prețul la energie și gaze s-a scumpit, costul de producție a crescut. Adică prețurile sunt foarte mari, au crescut fantastic. Eu cred că nu neapărat criza războiului sau războiul a fost factorul esențial. Oricum creșteau. Deci părerea mea că oricum creșteau. Deci au crescut înainte de declararea războiului și acum chiar au explodat. Vor fi foarte, foarte greu, mai ales utilitățile au crescut foarte mult și mă uit că și prețurile au explodat în funcție cum euro explodează zilnic. Automat toate se exprimă în funcție de euro. La actuala putere economică și producție agricolă a României și cu prețurile ăștia care au luat-o datorită creșterii combustibilului, oricum era un val. Acum valul s-a amplificat pentru că vede toată lumea ce se întâmplă la granița noastră. Și sancțiunile nu se știe ce și unde vor lovi, dar pe noi sigur ne vor lovi. Sunt așa pe o pantă nu ușor, cam accelerat crescătoare, nu se știe unde se vor opri și când se vor opri. Producătorii de grâu avertizează că pâinea se va scumpi până la 4 lei în viitorul apropiat. De asemenea, îngrășămintele se vor scumpi. De această dată, verdictul a fost dat de mai marii Rusiei, care au hotărât că toate exporturile de îngrășăminte agricole să fie suspendate, invocând sabotajul companiilor de transport străine. S-a scumpit coșul dumneavoastră zilnic de cumpărături? Foarte mult. Așa că, ce să vă zic? Și nu numai la mine, bănuiesc că la toată lumea este foarte, foarte scump. Nu îți mai poți permite mai nimic. Coșul se scumpește în fiecare zi. La produsele de bază, nu mai vorbim de facturile care apar că ăștia automat se incubă în consum. Și bugetul familiei nu poate să facă față. Cel mai grav sunt loviți pensionarii cu pensii mici, oamenii care o să-și piardă serviciile. N-ai ce să faci. Dacă atât de mult a crescut prețul la carburant, dacă orice producător își restrânge activitatea, el dacă scumpește prețul, piața nu îi ia, ce să facă? Își restrânge activitatea. Orice restrângere de activitate înseamnă șomaj. Și din șomaj sau în șomaj nu o duce nimeni bine. De asemenea, Rusia este cel mai mare exportator de grâu și un furnizor important de orz și porumb. Ocuparea Ucrainei de către forțele militare rusești va consolida și mai mult poziția crucială în domeniul cerealelor. Ucraina reprezintă 12% din exporturile mondiale de cereale și 16% din exporturile mondiale de porumb. 90% din importurile UE de ulei de rapiță provin din Ucraina.